Bună copii, vă spunem bun venit la colțul cu povești. Amy își face o prietenă. Amy se uita pe geamul rotund al cabinelor de pe vapor, în timp ce mami despacheta câteva lucruri pe care avea nevoie înainte de prima lor oprire în Ceylon. Acum totul era pus în ordine. Pe o masă, dintre paturi, mami pusese Biblia, o cutie cu ceva dulce și o carte cam ciudată pe care prietenilor din Birmania le-o dăduseră înainte de plecare. "Wow, ce mari sunt!" zise mami, uitându-se în cutia cu desert. Fără îndoială că le-am putea termina repede, dar nu ne-ar face deloc bine. În fiecare zi după prânz, o să tăiem câte o bucată în trei, câte una pentru fiecare. O să fie un desert special și așa nu se vor termina mai mult timp. Amy și tati au fost de acord că era o idee bună. Apoi Amy a luat cartea care arăta neobișnuit. "Cum e cartea asta? Toate paginile sunt împăturite și nu se pot citi. E o carte specială care are atâtea pagini câte zile vom fi noi în călătorie. Fiecare pagină este ca o scrisoare de la unul dintre prietenii noștri." "Ce idee drăguță! Mi-ar plăcea să le deschid pe toate acum. Pot măcar să o deschid pe prima?" o imploră Amy pe mami. Mami i-a dat voie, așa că Amy a despăturit cu grijă prima pagină. "O, ce frumos!" exclamă Amy, iar mami și tati au fost de acord. Amy a citit o poezie frumoasă și câteva cuvinte amabile scrise pe prima pagină. Apoi a împăturit pagina la loc. Știau că acea carte avea să fie bună și plăcută, chiar mai bună decât orice desert. Seara, la altarul familial, toți l-au rugat pe Dumnezeu să aibă grijă de ei și să îi ajute să fie buni misionari pe parcursul călătoriei. Și au mulțumit lui Dumnezeu și pentru bunii lor prieteni. Într-un timp scurt, legănați ușor de vapor și în sunetul valurilor, au adormit. Înainte să-și dea seama, deja s-a făcut dimineața. Primele câteva secunde, Amy nu știa unde era, apoi și-a amintit. Erau în drum spre casă, într-o altă țară. S-au îmbrăcat repede și Amy și-a pieptănat părul lung. Apoi au coborât la primul lor mic dejun pe vasul acela mare. În imensa sală de mese, pasagerii stăteau aliniați la mese, acoperite cu fețe de masă albă. Chelneri îmbrăcați în alb veneau cu tăvi cu mâncare într-o mână și le ridicau deasupra oamenilor pe care îi întâlneau. Era drăguț să te uiți la ei, iar micul dejun a fost foarte bun. Tati și mami închiriaseră șezlonguri pe punte ca să poată sta liniștiți, întinși. Amy avea un mic balansoar și o mulțime de lucruri amuzante de făcut. Se distra de minune cu o carte de colorat și cu niște creioane. Pe vapor nu erau prea mulți copii, așa că Amy s-a bucurat când a dat cu ochii de o fetiță. Și-au zâmbit una alteia și foarte curând s-au împrietenit. Dar ce s-a întâmplat? În continuare vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!